Dar așa e soarta neamului nostru, de multe ori, să suporte diverse consecințe ale istoriei. Astăzi nu putem să ne aducem aminte, dar despre această mare sărbătoare și ea are loc, și acest spectacol dedicat acestei uniri, are loc numai grație Institutului Cultural Român de la București, care a sponsorizat spectacolul pe care îl veți vedea în continuare. Un spectacol extraordinar susținut de trei interprete deosebit de valoroase, Maria Iliuț, Zinaida Bolboceanu și Suzana Popescu, acompaniate de către un taraf de la Chișinău. Spunând aceasta, vreau să invit în scenă pentru a deschide sărbătoarea noastră de astăzi, alături de mine, pe doamna consul general a României la Cernăuții Leonora Moldovan, pe profesorul universitar Ștefan Purici, prorectorul Universității din Suceava, Ștefan cel Mare, mă rugăm să lucrați aici, pentru... și reprezentanta Institutului Cultural Român, Viviana, te rog, foarte frumos. Aplauze pentru că merită. Cât mai mult că dacă țineți minte, nu de mult anul trecut, tot grație Institutului Cultural Român, la Cernăuți a ajuns marele actor Dan Puric. Așa că sperăm că până la toamnă vom mai avea diverse manifestări în Cujet și în Simțiri, cu ajutorul Institutului Cultural Român. Era comun.